Joi, în data de 10 octombrie, de la ora 18, va avea loc vernisajul expoziției Femeia Belle Epoch, frumusețe și eleganță, în mansarda B2 a bastionului Maria Terezia din Timișoara. Expoziția aduce în prim plan rafinamentul unei epoci apuse, printr-o selecție de obiecte de colecție și lucrări de artă ce reflectă schimbările sociale și culturale ale statutului femeii. Vizitatorii vor putea admira piese din colecțiile unor importante muzee din România și ale colecționarului Privat Cristian Oliviu Gaidos, inclusiv textile rare, evantaie și umbrele. Evenimentul va fi completat de proiecții de filme de epocă și ateliere tematice, iar expoziția va rămâne deschisă până la sfârșitul lunii noiembrie. De asemenea, expoziția este organizată cu sprijinul Consiliului Județean Timiș.